Bun găsit, dragii mei, pe canalul meu Terapie prin Astrologie. Eu sunt Ana Fotescu, astrologul vostru. Vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla horoscopul aferent lunii mai. Așadar, pentru cei dintre voi care vă cunoașteți ascendentul și luna din hărțile voastre natale, vă invit să urmăriți și videourile aferente zodiilor în care se află cele două semne. Așadar, dragii mei, haideți să vedem cum ne întâmpină luna mai, care de această dată este plină de evenimente astrale importante. Vă pup! Bună, dragi nativi ai zodiei Rac, și bun găsit la un nou video de această dată aferent horoscopului lunii mai. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în semnul zodiei Rac, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare în harta voastră. Dragilor, așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Așa că vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale parcursul în luna mai. Pentru voi, începutul de lună este foarte interesant. Asta pentru că voi deja l-aveți pe Marte în semnul vostru zodiacal și vă invit să accesați linkul pe care vi-l las aici aferent videoului cu toate detaliile legate de tranzitul lui Marte prin semnul vostru zodiacal. Și mai mult decât atât, începând cu data de 8 mai, Venus va intra în semnul vostru zodiacal, unde va sta până la începutul lunii iunie. Așadar, se vor întâlni în zodia voastră masculinul și femininul. Cum putem traduce acest lucru? Mai ales că partea masculină reprezentată de Marte, războinicul, combativitatea, ambiția, determinarea, pasiunea, curajul, se regăsesc în semnul vostru, da? Planeta Marte a venit cumva să vă antreneze puțin, să vă scoată un pic din carapacea voastră, să vă dea curajul necesar pentru a face lucruri pe care poate vi le doriți de mai mult timp și pe care n-ați reușit neapărat să le concretizați din foarte multă precauție și din teama de instabilitate. Și acest lucru, la începutul lunii mai, se întâmplă în sfera subconștientului, în această zonă a autoizolării, a angoaselor, a așa zișilor dușmani ascunși. Prin urmare, veți resimți energia aceasta a planetei Marte la nivel interior. Nu o veți manifesta în exteriorul vostru, ci pur și simplu veți resimți cum în interiorul vostru se vor produce anumite conflicte, se vor produce anumite răsturnări de situație menite să vă schimbe, să vă recalibreze sfera aceasta a tiparelor în care poate funcționați de multă vreme și care nu mai sunt potrivite momentului prezent în care vă aflați. Așadar, se va manifesta această încărcătură masculină specifică planetei Marte în sfera subconștientului, posibil să preluați inițiativa de a vă asculta mai mult impulsurile interioare, de a înțelege, de a vrea să înțelegeți mai profund ceea ce se întâmplă în interiorul vostru, de ce trăiți anumite stări, de ce vă cuprind anumite frici, anumite angoase, de ce revin în viața voastră anumite tipare care vă aduc în același punct de fiecare dată și care vă provoacă stări de frustrare, resentimente, furie, neputință, neîncredere. Deci este un moment bun în care să interiorizați și să reflectați asupra acestor aspecte din viața voastră și, bineînțeles, să găsiți soluțiile potrivite, pentru că Marte este, așa cum am spus, o planetă a acțiunii și atunci vă poate îndemna să preluați inițiativa și să încercați să găsiți niște soluții de ordin concret pentru a remedia aceste lucruri care dăinuie la nivelul subconștientului vostru. Partea de Venus, feminitatea, creativitatea, senzualitatea, impulsul acesta al sexualității vă traversează la începutul lunii sfera contextelor sociale, a grupurilor din care faceți parte. Asta înseamnă că puteți căpăta o
energie vibrantă, veți deveni mai carismatici decât în mod obișnuit, vă veți face mai vizibili în rândul grupurilor din care faceți parte, veți fi mai ușor remarcați decât în ultima perioadă de timp. Acest lucru, atenție, pentru că poate intra în conflict cu partea emoțională și pot exista anumite răsturnări de situație în sfera aceasta a manifestării de ordin emoțional sau pentru domni a interacțiunii cu doamnele și domnișoarele din viața voastră. Mare atenție la modul în care vă verbalizați și vă manifestați emoțiile și sentimentele, astfel încât să nu generați anumite conflicte, anumite tensiuni, anumite neplăceri, anumite situații inconfortabile care pot răci anumite relații, pot afecta anumite relații și vă pot scoate dintr-un echilibru. Așa că atenție la aceste două aspecte, yin și yang, ce se regăsesc pe durata lunii mai în semnul vostru zodiacal. Mijlocul lunii, mai exact, intervalul 23-24 mai, este un interval pentru voi important pentru că luna vă va tranzita semnul zodiacal și mai mult decât atât, pe data de 20 mai, deci înainte ca luna să vă tranziteze semnul zodiacal, pe data de 20 mai, Marte va părăsi semnul vostru și va trece în zodia Leu, unde va sta până pe data de 10 iulie. Așadar, mai beneficiați de energia lui Marte până pe data de 20 mai și ați face bine să profitați de toate aceste impulsuri pe care Marte vi le dă, astfel încât să căpătați curajul de care aveți nevoie să faceți lucruri pe care nu ați avut curajul să le faceți până în prezent și care vă pot da o nouă direcție în viața voastră, una care să ducă către dezvoltare, către evoluție. Revenind la tranzitul lunii prin semnul vostru zodiacal, respectiv 23-24 mai, luna, așa cum v-am spus în repetate rânduri, este guvernatoarea voastră. Trecând, traversându-vă semnul zodiacal, amplifică și mai tare emoțiile pe care le întâlnește în viața voastră. Pentru că vorbim de o fază de lună nouă care are loc în data de 20 mai, aici regăsim posibilitatea unor noi începuturi, mai ales din punct de vedere emoțional și nu numai. Pe voi vă surprinde acest tranzit în segmentul social, al contextelor sociale, iar luna se va întâlni cu planeta Venus, despre care v-am spus că în prima săptămână din luna mai va intra în semnul vostru zodiacal. Așadar, cele două energii feminine se întâlnesc la voi acasă, în semnul vostru zodiacal, și vă creează noi oportunități și șanse de a vă întâlni sufletul pereche, de a întâlni un partener alături de care să construiți ceva solid, alături de care să puteți construi o relație solidă de lungă durată. Pentru cei dintre voi care nu vă aflați într-o relație serioasă, într-o relație poate chiar de căsătorie. Pentru cei dintre voi care sunteți deja într-un cuplu solid, e bine, lucrurile pentru voi capătă o notă și mai clară, și mai solidă. Cumva lucrurile între voi se sedimentează și mai bine. Pot exista anumite contexte în care să socializați mai mult, iar acest lucru să vă apropie, să vă scoată puțin din cotidian, din rutina de zi cu zi. Iar acest lucru să aducă în viețile voastre un aer proaspăt, să vă facă să vă simțiți mai bine în pielea voastră, să fiți mai încrezători în forțele voastre, să vă manifestați creativitatea, originalitatea și partea aceasta senzuală mult mai facil, iar emoțiile să fie cumva exploatate în cadrul cuplului din care faceți parte. Deci este o perioadă benefică, cea de intervalul 20-24 mai, pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodii RAC. Finalul de lună vă surprinde într-o notă ceva mai tensionată. Asta pentru că din punct de vedere relațional, din punct de vedere al interacțiunilor amoroase, dar și al interacțiunii cu copiii, acolo unde este cazul, pot exista niște manifestări destul de
dictatoriale, de incisive, de dure din partea voastră sau la adresa voastră, pentru că se face un ping-pong între Venus din semnul vostru zodiacal și Pluto, care la începutul lunii mai, pe data de 1, își va începe retrogradarea, care va dura până pe 10 octombrie. Așadar, pot exista transformări profunde atât în sfera amoroasă, cât și în contextele sociale din care faceți parte. Se pot exista anumite finaluri bruște, anumite răsturnări de situație, anumite schimbări neașteptate în cele două contexte. Fie în plan social, puteți întrerupe brusc legătura cu anumite persoane din viața voastră, anumiți prieteni, anumiți colegi, fie din punct de vedere amoros, acolo unde există relații de scurtă durată, acolo unde relațiile încă n-au apucat să aibă un fundament solid, pot exista anumite finaluri inopinate, deci se pot termina brusc. Repet, acolo unde nu există o bază solidă, acolo unde nu există sentimente profunde, unde nu există sinceritate și așa mai departe. Deci, pentru situațiile de acest gen, în cazul în care vă aflați într-un astfel de context, atenție, pentru că aceste lucruri pot lua sfârșit foarte brusc pe final de lună mai, da? Dar atenție, pentru că tot răul este înspre bine. Este clar că aveți nevoie de această schimbare în viața voastră pentru a nu mai perpetua anumite tipare greșite, anumite relații toxice, anumite chestiuni care poate perpetuează și accentuează în viața voastră anumite chestiuni de care nu mai aveți nevoie, anumite nesiguranțe, neîncredere, și alte lucruri care pot degenera în frustrări, în resentimente, da? Deci ține de voi cum veți gestiona finalul lunii mai, pentru că da, pot exista anumite chestiuni inopinate în cele două planuri despre care v-am spus puțin mai devreme, însă, așa cum v-am zis, tot răul spre bine, pentru că și din punct de vedere emoțional, după un astfel de final, se va produce o reechilibrare, o armonizare a emoțiilor și o reglare din punct de vedere karmic. Este foarte probabil ca acest final, care se poate produce în sfera relațiilor amoroase sau pot exista pentru, nu știu, simt să transmit chestia asta, pot exista pentru anumite persoane, poate pierdere de sarcină sau, da, spontane. Încercați, da, este ceva foarte greu pentru persoanele care trec prin așa ceva, dar încercați să vă gândiți că poate nu este momentul potrivit. Da? Și că acest lucru va aduce cu sine o curățare, o reechilibrare din punct de vedere karmic. Iar asta să creeze un sol propice, fertil, pentru ce veți avea de construit de aici încolo, da? Ceva care să vă reîmprospăteze, ca să spun așa, contextul vostru. Bun, dragii mei, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei RAC în luna mai. Așa cum v-am obișnuit, voi extrage și câteva mesaje de la cărțile Oracle și am selectat două seturi de cărți. Primul set din care voi extrage mesaje este Oracolul Arhanghelului Gabriel, cel care ne aduce veștile bune, cel care ne pune în contact cu copilul nostru interior, puritatea, cu tot ce înseamnă spiritul ludic, cu inocența, da? Haideți să vedem ce mesaj... Oh, ok, a și sărit din pachetul mesaj pentru voi. Acest mesaj vă îndeamnă să ascultați numai de iubire. Nu permiteți fricii să vă distragă din misiunea voastră divină. Nu permiteți fricii să vă domine și să vă împiedice să vă manifestați misiunea din această existență. Doar iubirea este cea care vindecă cu adevărat și care ne poate călăuzi în direcția potrivită și benefică nouă a tuturor. Iar cel de-al doilea mesaj îl voi extrage de la oracolul faimos al marilor iubiri romantice. Am ales acest oracol pentru că în viziunea mai, în viziunea mea, luna mai, este cumva o oportunitate pentru, inclusiv pentru noi începuturi amoroase sau pentru posibilitatea de a ne reîndrăgosti de aceeași persoană la nesfârșit. Haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaje ne va furniza acest oracol.
pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Rac în luna mai. Ok. Să vedem dacă aveți vreun mesaj spontan sau voi extrage eu unul. Ok, a ieșit un card. Zeița și războinicul. Vai de mine cum vine acest card apropo de Marte și Venus în semnul vostru zodiacal. Zeița, Venus și războinicul Marte în semnul vostru. Iată cât de faină ești acest card pentru voi. Superb, superb. Acum am să vă citesc din carticică și simbolistica acestui card. Imediat. Bun. Războinicul este deprins cu efortul și este obișnuit să ia totul cu asalt. Întrucât strălucește aidoma unui diamant, zeița radiază și își etalează juvaierele care o împodobesc. Zeița și războinicul sunt atrași unul de celălalt. Ei se adoră și își sărbătoresc întâlnirea, devenind astfel regele și regina. Încă de la prima atingere a pielii, războinicul știe, nu mai este nevoie să lupte. În fața zeiței, el poate să lase garda jos și să o contemple așa cum faci în fața unei bijuterii strălucitoare. Dulceața ei se naște din acceptarea misterului feminității, iar zeița tresare sub atingerea degetelor războinicului. Virilitatea lui marțiană ar putea să-i provoace teamă, întrucât ar putea o răni, dar în străfundurile ființei sale, această forță îi apare în fața ochilor precum o vigoare binecuvântată. Zeița și războinicul vor ști să îmbine armonios feminitatea și masculinitatea, pentru că ei sunt ființe libere. Dacă ai ales această lamelă, fără îndoială că ai ajuns să îți alchimizezi instinctele ascunse. Și aceasta deoarece uneori tu te arunci în iubire la fel cum te arunci în luptă, dar nu pare să te aștepte nicio victorie anume. Și atunci te întrebi dacă trebuie să alegi între război și pace. Urmărește să înțelegi cât mai bine ce anume se joacă în acest scenariu. Rezistă din răsputeri și nu da lovituri care să submineze iubirea. Atunci când te lași dus de val, uiți că în ființa ta încă mai există anumite fantome și că uneori acestea câștigă. Conflictele fac parte din natura umană. Atunci când te aperi ca un scut, aceasta ar putea să indice apropierea unui conflict. Totuși, dacă ești dominat de agresivitate, masculinitatea ta se va transforma într-un vânător cu pieptul scos în față ce își urmărește prada, iar feminitatea ta se pervertește și ajunge să fie plină de emoții nefaste și discuții destructive. Fiecare dintre noi este destinat unei morți iminente, ignorând faptul că astfel își asumă riscul de a se trezi singur pe lume. Și dacă ai îndrăzni să dai curs dorinței care să lășluiește în tine și dacă te-ai transforma într-un lup sau într-o leoaică, năpustește-te, înșfacă, urmează-ți visul plin de plăcere, privește cum gura ta sălbatică are poftă să râdă la maxim și să guste din celălalt. Îndrăznește să dai totul din tine, războinicul și bărbatul tandru, zeița și amazoana. Urmărește să îți păstrezi larg deschiși ochii conștiinței. Jocurile iubirii pot să fie pline de fantezie. Zeiței și războinicului le place să se joace. Câtă vreme femeia simte, percepe și vede, bărbatul alege să acționeze. Iar în doi, ei sunt compleți. Aveți și o inimioară aici pe... Superb! Deci cât de frumos a putut să iasă acest mesaj perfect în completarea a ceea ce v-am povestit din punct de vedere astrologic. Dragilor, acestea sunt și mesajele cărților Oracol pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Rac în luna mai. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc din inimă și vă rămân recunoscătoare dacă mă veți ajuta cu o apreciere și o distribuire a acestui video. De asemenea, dacă nu ați făcut acest lucru deja, vă invit să vă abonați canalului meu și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Vă doresc ca luna mai să aducă în mintea și în sufletele voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Dragilor, vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare!